Abia astăzi, după amiază, la prefectura Buzău a ajuns încheierea făcută de magistrații care au dispus arestarea preventivă a lui Cristi Bâgiu. Imediat după primirea documentului emis de Tribunalul Buzău, șefa de la Casa Albă, Maria Buleandră, a dat ordinul de suspendare a președintelui Consiliului Județean. În urma comunicării primite de la Tribunalul București, în data de 18 decembrie 2014, instituția prefectului a emis ordinul de suspendare din funcție a președintelui Consiliului Județean Buzău. Suspendarea din funcție a domnului președinte Bâgiu durează atât timp cât durează și măsura arestului preventiv, conform legii 215/2001 Administrației Publice Locale. Ordinul prefectului a fost înaintat în scurt timp către Consiliul Județean, astfel că la ședința ordinară de mâine se va putea alege un nou responsabil în fruntea instituției. Prin vot secret, consilierii vor opta pentru un nou șef ce va fi ales dintre cei doi vicepreședinți, liberalul Cristi Romanescu și PSD-istul Petre Emanuel Neagu. Așa cum arată configurația mini-parlamentului județean, dacă se respectă disciplina de partid, cele mai mari șanse de preluare a conducerii le are Neagu, însă nu este exclus ca, între timp, Romanescu să-și fi negociat funcția cu cei de la PSD.